Deci, eu nu sunt un băutor de vinuri. Nu m-am excus definitiv din rândul băutorilor în general, dar vinuri nu prea am băut, oricât de om al locului aș fi. Dar nu știu, nu pot să vă dau garanție, dar știu că am ales-o că mi le fi mic, eu m-am cunoscut. Așa că asta e o chestie absolut întâmplătoare și fără vreo, știu eu, de bine din partea mea, dacă cumva n-am cartea am luat-o cu intenție. Cartea este Mitul Democrației, o carte de Lucian Boie, un scriitor, un filosof al istoriei complex, pentru foarte multă lume controversat, dar acest autor pentru mine este un om care a avut curajul să înceapă a demola o istorie ceaușistă, una glorificată și triumfalistă. Nu neapărat, nu neapărat n-ar fi patriot așa cum cred unii, eu cred chiar un patriot român și un om care croiește un viitor pentru lume. Vă mulțumim foarte frumos, domnule Mocanu, cum ați auzit cu toții, domnul Mocanu încă nu s-a expus din lista consumatorilor, fie de vin, fie de alt tip de băuturi. Da, într-un context, așa, într-un context în care domnul Mocanu acea trăire a efectului pe care îl dă probabil licoarea lui Bacchus o ia de la înălțimele cerului atunci când evadează în zbor. Așa este. Vroiam chiar să întreb zic care ia nu cărții editării într-un context în care e mitul democrației. Domnul Mocanu, ar fi cam despre actualitate. Da, e despre actualitate, însă vreau să mai adaug ceva pentru că vinul, alcoolul în general și mâncarea, adică suntem la o bucătărie politică, pentru mine au tot, sunt într-un proces de micșorare a dozelor, da? Deci cu alcoolul cam am ajuns la doze foarte mici și mâncarea la fel, pentru că am avut un unchi, nenea Iosif, care a murit la vârsta de 93 de ani și care îmi spunea: Sergiulică, o să vină o vreme când mâncarea îi se întrebuințez ca pe medicament. Și eu acum o doze tot mai mic de medicamente. E o abordare specifică homeopatiei, da? Oarecum. Dar să știți, da, o bucătărie politică, o bucătărie politică care adună încă un vin în colecția noastră și o carte care îmbogățește biblioteca noastră. Stați alături de noi pentru că avem ce spune în câteva clipe. Prieteni și bun găsit în cadrul unei noi ediții a emisiunii Bucătărie Politică.
Astăzi, alături de mine, alături de noi, nu este doar un politician, un om care a făcut politică, face politică, simte politică. Este un pilot, este un om care poate vedea lucrurile de la înălțime. Este un bucătar în contextul unei bucătării politice, pentru că vârsta, memoria implicării dânsului în toată activitatea politică și-a și presupus această abilitate de a organiza procesele. De altfel ca într-o bucătărie, acolo unde bucătarul reglează tot menajul cu ingredientele specifice, în timp specific. Dar, în termeni clari și îndeaproape, discutăm cu președintele Partidului Antimafia, domnul Sergiu Mocanu, pe care cu plăcere vă salutăm, mai ales că sunteți și oaspetele nostru și în cadrul Academiei TV, pe lângă proiectul și oaspetele în bucătăria noastră politică. Bună seara, Liviu, bună seara dumneavoastră, ascultătorilor și privitorilor dumneavoastră. Eu vreau să vă spun că este, până la urmă, este o chestie inedită pentru mine, că am acceptat să vin într-un cadru neformal. De fapt, eu am tot refuzat să apar în emisiuni de divertisment, dar pentru că emisiunea ta nu este chiar de divertisment, ea pare a fi, dar este un cadru totuși mai puțin oficial și mă bucur, cred că mă strădui să vorbesc un pic altfel aici. Așa acum, o să rog privitorii dumneavoastră să accepte ceea ce le spun acum la modul serios, dar și ușurel așa cum o spun. Da? Deci eu mă consider un pilot, în primul rând, de înrăit. Așa m-a caracterizat un coleg pilot din România. Asociat cu politica sau un pilot înrăit. Deci un pilot de avioane înrăit. Pentru că eu, înainte să ajung politician, am fost pilot în visurile mele. Deci eu, la vârsta de 9 anișori, mi-am făcut o parașută dintr-un cearșaf și am sărit din podul casei. Nu s-a deschis parașuta, dar asta e istorie. Dar asta a determinat implicarea dumneavoastră anterioară în politică. Am visat întotdeauna să ajung și să fiu pilot. Când am ajuns pilot, m-am dus și am zburat deasupra locului copilăriei mele și pentru mine aviația, să știți că nu-mi place orice aviație, nu-mi place pilot de elicopter, chiar dacă elicopterele sunt aparate de zbor la fel de frumoase, dar eu, pentru mine, zborul este pasărea. Pasărea cu aripile ei, adică zborul ăsta planat. Deci, pentru mine, elicopterul e o buburuză, așa, o insectă neclară pentru mine și eu savurez, îmi place foarte mult zborul. Deci, așa cum vă spuneam, eu sunt un pilot înrăit, sunt un bucătar de ocazie. Dar ce înseamnă de ocazie? De ocazie în sensul că fac acest lucru doar cu vreo ocazie anumită, dar visez ca să îmbin ocupația mea de pilot cu bucătărie, pentru că asta am făcut-o în cadrul aeroclubului. De mai multe ori, când era pace în aeroclub, acum e un scandal mare pe care poate vă vorbesc și aici, pentru că trăim într-o societate cu tot felul de scandaluri și politice, dar toate se amestecă într-un singur cazan, dacă vorbim de bucătărie. Și ziceam că eu zicuisesc că eu întotdeauna zbor numai în uniformă de pilot și îmi pun și shortul la aeroclub, îmi puneam shortul la aeroclub. De altfel, și astăzi aveți o ținut de specific. Da, eu nu mai eu de aviație, dar nu este chiar o uniformă de pilot, că uniforma de pilot e un pic altfel, dar eu mai eu de aviație. Și spuneam, îmi pun shortul și am plăcere să fac mâncare. Și este singurul domeniu în care îmi place enorm să fiu lăudat. Adică nu vreau să fiu lăudat în politică și cred că chiar caut situații în care oamenilor să le displacă ceea ce le spun eu, pentru că eu mă asociez în politică mai mult cu un chirurg. Dar știu că nu sunt eligibil în cazul ăsta, dar asta a fost alegerea mea. Și nici ca pilot nu îmi place să fiu tare lăudat, pentru că pilot zice că despre pilot se vorbește la timpul trecut. Băi, a fost pilot bun, pentru că atâta timp cât își dezvoltă cariera, oricând poate gafa. Dar eu vreau să combinăm, iată, orice activitate pe care noi o realizăm, de fapt ne definește felul nostru de a fi, cumva. În profunzimea sensului. De la aviație și la politică. Ce apropie aviația și politica? O metaforă. Vorba este că eu ca politician sunt doar un politician în devenire. La noi, aici, în societatea asta foarte tulbure, oamenii încep a face politică de la grădiniță. Dar, în general... Eu vreau să mă întreb, dar aici sunt ani la mijloc. Devenire, mă, e nevoie pentru... În sensul că eu încă învăț să fac politică. Adică, eu să devin politician, sper, în vreo 5-10 ani. Un politician, sper, bun. Dumneavoastră, sunteți adeptul modului de organizare a forurile în antichitate, unde politicienii
ar fi cu seamă înțeleptul unde erau sfaturile înțeleptului, exact. Divanul înțeleptului, ceva de genul, ceva de genul. Deci ceva de genul ăsta. Eu în politică am, ca orice om care se ocupă de ceva, am în fața mea un polițian mare, cum a fost Winston Churchill. Winston Churchill a fost un polițian indizerabil. Deci, spuneam și altădată, în noiembrie, cam pe acum, noiembrie, decembrie 38, Churchill era, cred că, cel mai detestat polițian în Marea Britanie. Un cretin al poliției mondiale, unul Chamberlain, venise de la München, unde semnase cu Hitler un acord, prin care Hitler a rupt o bucată mare din Cehoslovacia, zona aia sudită, și ăsta a venit și a fluturat, domnule, am venit cu pacea, v-am adus pacea, și pe Churchill, care spunea că, domnule, ați ales între război și lipsă de demnitate, ați ales lipsa de demnitate și o să primiți război, nu l-a ascultat nimeni, toți râdeau. Și nu a trecut un an de zile ca Churchill să devină prim-ministru Regatului Unit și să ajungă unul dintre cei mai mari politicieni. Din cauza asta eu spun că eu sunt un politician în devenire. Abia mă pregătesc să ajung și să fac ceva. S-ar putea să nu reușesc. Să-mi realizez cauza pentru care lupt. Dar asta eu iau în calcul și chestia asta ca o chestiune mai probabilă chiar decât că se întâmplă ceva prin care reușesc. Dar nu o să cedez, nu am de gând să cedez, în sensul că să mă transform într-un polițian populist, să le vorbesc cu oamenilor cuvinte dulci, să apară în cadru ca un pepene galben răscopt și să le spun oamenilor lucruri care le bunge pe suflet. Că așa, de fapt, polițienii reușesc în politica de aici. Și asta alimentează cumva electoratul mai rău. Da. Pentru că ați invocat pe Churchill, la o altă ocazie vom tinde să nu avem pe masă vin, dar whisky. Whisky, da, și-o întrebuc. Da, am făcut asta cândva, dar acum nu mai. Da, de fapt, domnule Măcadu, suntem la final de an. Un plăcut prilej acolo unde suntem în chipzuință, într-o apreciere ce am reușit noi să facem și unde să depunem eforturi ulterior să aducem la realizarea obiectivelor neîncheiate. E despre și Republica Moldova la situație, într-un context în care aici avem ce aprecia, număra, despre ce vorbi. Nu dau calificativ în sensul acesta a actului în sine ce s-a realizat. Dar 2021 a fost un an destul de abund pentru politica Republicii Moldova. Nu că ar face o diferență de alți ani, pentru că la noi, într-o manieră indirectă, artificii în politica țării sunt prezente nu de la an la an, dar de la lună ori săptămână la săptămână, mai nou de la zi la zi. Da? Și lucrul ăsta cumva ne pune într-o dilemă. Unde mergem noi? Am pornit cu un gând în acel exercițiu electoral când s-a schimbat, când a fost schimbat acea postură a președintelui Republicii Moldova, cu anumite așteptări. Am asistat în 2021 la schimbarea puterii. Cumva, într-un fel sau altul, s-a făcut o rocadă. De aici și în ulterior, cât de mult s-au schimbat lucrurile în bine, pentru că noi știm mesajele care au fost promovate, să zicem, în perioada electorală, prea electorală, mult prea electorală, electorală și mai ales în apropiere și după. Ce s-a schimbat? Pentru că dacă mai devreme se discutau despre debarcarea anumitor personalități despre care se comunică sus și tare, fie Plahotniuc, fie Șor, și așa mai departe, acum cumva cadrul s-a schimbat, dar lucrurile de fapt... Tot ziceam că suntem la o emisiune mai deosebită decât altele. O să-mi permiteți să fiu sarcastic, cât pot fi sarcastic. Da? Fiți comod. Deci noi am avut guvernări în Republica Moldova în ăștia 30 de ani care s-au înnecat în Nistru, care s-au înnecat în Prut, care s-au înnecat în râul B, care s-au înnecat într-o lingură de apă. Acum avem o guvernare care s-a înnecat la Veneția. Am să fac o glumă, dar dumneavoastră da, știți... S-a înnecat la Veneția. Știți despre ce spun, nu? Da, sigur. Da, sigur. Da. Pentru că voiam să ajung la asta, ulterior. Da. Și ce facem atunci?
Păi încercăm să resuscităm societatea, pentru că avem politicieni dezastru. Trecem de izul de misionism în rândul electoratului? Nu simt izul ăsta. Eu simt un anumit iz de disperare, dar ceea ce vreau să le transmit întotdeauna oamenilor, chiar dacă le vorbesc și eu lucruri apocaliptice din viața noastră, ceea ce este important pentru noi este să ne dumerim. În general, rostul nostru în viață este să ne dumerim. Că omul în viața asta nu se schimbă foarte mult. El devine tot mai același. Și în viața asta este bine să ne dumerim până la capăt. Și eu nu fac nimic decât să încerc, dacă reușesc într-o acțiune împreună cu altă lume, să facem ca societatea asta să se dumerească la un moment dat, atunci poate avem și o șansă în politică. Ori noi, la ora actuală, tot anul ăsta despre care ați vorbit dumneavoastră, cu provocări nu numai politice, dar de tot felul. Pentru că eu, tot de la noi pornim și suntem la sfârșit de an, ziceam că o să vă povestesc ceva și despre aviație și despre aeroclub, pentru că sunt foarte urșit pandemia și toate. Deci noi trăim într-o societate, din păcate, care încet se duce către la vale. Iar asta vine dintr-o chestiune păguboasă din care moldovenii au o țară, dacă o putem numi țară, că eu spun aceste bucăți de pământ, spun că noi suntem prea mici pentru o țară, dar cred că prea mari pentru o casă de nebuni. Și pentru că suntem prea mulți? Nu că suntem prea mulți. Suntem nedumeriți, așa cum vă spuneam. Prea mulți nedumeriți? Prea mulți nedumeriți. Și nedumereala asta vine dintr-o emoție rudimentară pe care o au oamenii în raport cu politicienii. Politicienii trebuie criticați întotdeauna. Dar noastră, dacă observați, lumea n-a reușit să-și revină din amorul pentru Filat și s-a îndrăgostit de Maia Sandu. Și calculul nu-i deloc în asta. Asta nu-i mesianism. Nu, asta nu-i mesianism. Asta este o rătăcire. Asta este o rătăcire. De trei decenii? De trei decenii, poate chiar mai lungă, dar care vine din niște metehne ancestrale, dacă vreți, pentru un stat. Deci noi, statul ăsta așa a apărut și este construit pe niște piloni greșiți, adică pe niște idei false. În 1991, statul ăla care a fost declarat în 1991, a fost construit pe o ipoteză falsă. Sau, mai drept zis, mai târziu s-a văzut pe două ipoteze false. A fost construit pe un pilon care se numește stat integru și indivizibil. Ori el, la acel moment, nu mai era integru. Transnistria deja își declarase. A, erau asemenea premise atunci. Nu erau premise. Transnistria, deja la momentul în care Republica Moldova își declara independență, deja își declarase independență. Deja era zonă separatistă. Iar al doilea pilon pe care s-a construit statul ăsta a fost neutralitatea permanentă, despre care nimeni nu știe ce înseamnă asta. Și noi stăm de 30 de ani într-o postură anapoda pentru toată lumea. Și dăm termenul neutralității, că e o abordare foarte interesantă în contextul specific, mai ales la ziua de azi. Și din toată chestia asta care este permanent sucită și răsucită la toate posturile de televiziune, a crește o generație de oameni rătăciți, care nu au nici repere, nici unde, de unde venim, nici unde mergem, nici ce avem de făcut și așa mai departe. Ați venit cu o carte astăzi, Zendar, care se duce în biblioteca emisiunii noastre, Mitul Democrației. Despre mit și despre democrație, ori cadru democratic a Republicii Moldova la zi. Și pentru că oamenii iubesc exemplu, să o luăm în etapizare. Ce s-a schimbat? Pentru că a zis că actuala clasă politică sau politicienii, de fapt, țin de o zonă de dezastru mai mult. Să apreciem contextul menajului politic în perioada, să zicem, Voronin, sau să zicem perioada Filat, Voronin, Plahotniuc, și încoace aștept ca dumneavoastră să continuați și eu. Vorba este că pentru cei din afară, noi suntem toți pe față. Pentru că, indiferent ce declarăm noi public, noi suntem la fel toți, de la Voronin până la Maia Sandu. Dar unde s-a greșit? Să încerc să pronunț cuvântul ăsta românesc. Pomanogii.
Iar noi, în același timp, spunem că avem parteneri. Noi nu avem parteneri europeni, nu avem niciun fel de parteneri. Pentru că oamenii care stau la marginea de drum cu lumea, cu mâna întinsă, nu pot fi parteneri cu cel care le dă de pomană. Ăla este un om care, din milă, îți dă ceva. Și noi ne-am obișnuit cu pomana asta, încât Maia Sandu a fost alesă în capătul acestor rătăciri pe care le-am avut, a fost aleasă pentru că a promis mai multe pomene. Ei știu că din Europa vin pomene pe gratis și au zis, domnule, asta aduce pomenele de care avem nevoie. Și nu mai trebuie să facem nimic. Iar când vorbim de democrație, democrația, în mod sigur, la noi este înțeleasă greșit. Ori democrația, așa li se spune oamenilor și de pe ecranele televizoarelor și de peste tot, democrația este asociată, nu așa cum spune domnule, unii spune este asociată cu haosul sau democrația. Democrația aici este asociată doar, fiți atenți, doar cu voința poporului. Probabil. Voința poporului este considerată primordială și dacă poporul s-a enervat pe cineva, eu în general nu prea știu ce înseamnă popor, adică zic că nu știu. Am o apreciere pentru cei ce s-ar numi popor. Colgoși. Nu, dar asta este o teorie. Dacă în contextul colgozul... care dacă s-ar, pentru că noi vedem care este poziția. Da, dacă colgozul nostru vrea să-l spânzurăm pe cineva, eu trebuie spânzurat. Dacă vrea să... Deci pentru că asta vrea poporul. Lumea înțelege că știu eu, butada asta, voința poporului, voința lui Dumnezeu, este total acceptat și nu mai trebuie nimic. Ori democrațiile moderne, dacă vrem să ajungem într-o lume civilizată, sunt voința poporului exprimată prin vot, în cadrul unor alegeri cu reguli clare, este statul de drept și angajamentele internaționale. Uitați că atunci când noi avem să ne răfuim cu cineva, ca în triburi de canibali, atunci nu avem nevoie de statul de drept. Putem să-l punem sub preș statul de drept, putem să încercăm să aranjăm relațiile noastre internaționale încât să fim curțați și să avem și de acolo pomene. Pentru că asta se întâmplă când v-am spus. Haideți să repet încă o dată. Ceea ce vă spuneam pentru însușirea acestei, nu sunt didact, Doamne ferește, dar pentru însușirea a ceea ce spune acum, acestui mesaj. Deci, am avut, spuneam, guvernări care s-au înnecat unde vreți, în Bâlc, în Nistru, în Prut, într-o lingură de apă, și ăștia s-au înnecat în apele Veneției. De ce? Pentru că... Despre cauză, pentru că contează cauză. Exact, da. Vorbim despre cauză. Vorba este că atunci când a venit o guvernare declarat pro-europeană, cea pe care o avem acum, lumea a zis, domnule, acum vom mânca moldoveni, pe alții vom mânca în numele viitorului nostru european. În numele viitorului nostru european o să ne permit acum să mâncăm pe cei care ne-au mâncat pe noi. Știți, da, cu butada aia, cu un trip de canibari, când vine o delegație din Franța, din metropolă, ce canibari în tribul noastră mai aveți? Zice, nu, ieri l-am mâncat pe ultimul. Deci, cam asta se întâmplă acum. Cam asta se întâmplă. Și când spun despre comisia la Veneția, sigur că am în vedere cel mai dur aviz pe care a putut să-l dea comisia de la Veneția unei guvernări din Chișinău. Și guvernarea asta este una democratică. Iar guvernarea asta încearcă să meargă la Bruxelles și să cheamă și să ceară indulgență pentru cei ce au ei făcut acum. Pentru forțarea principiilor democratice pentru atingerea unui scop nobil. Da, pentru cei care ne urmăresc, să desfășurăm ce presupune raportul oferit pentru a înțelege și prietenii urmăritorii, unde, de fapt, este un semnal important despre care necesită să vorbi și guvernarea de a lua act. Păi, nu, noi vorbim într-un context anume. Noi vorbim în contextul că alegerile de noua guvernare a fost câștigate, deci au fost câștigate nu de mult, că noi, de fapt, lumea a votat acum alternativa, singura alternativă pentru Dodon și socialiști care era atunci, și lumea a ajuns într-o situație mai disperată decât atunci. Știți de ce? Nu pentru că ăștia ar fi mai răi decât aia, dar pentru că atunci când aia erau la guvernare, oamenii trăiau cu speranța, zilele de mâine trăiau cu speranța că iată, aleg alternativa și lucrurile se vor schimba. Au votat această alternativă și este la fel de dezastruoasă. Vă spuneam, deci ăștia acum fac aceleași lucruri care le făceau ceilalți, dar în numele unui ideal european. Știind foarte exact
că banii care vin în Republica Moldova din Uniunea Europeană vin nu pentru integrare europeană, ci pentru că să stăm cu minți dincolo de gard. Dar ce părere aveți despre declarațiile de fapt al lui Emil Dranchici, da? Potrivit care el susține că Republica Moldova este un teritoriu în afara Uniunii Europene, dar care este condus de cetățenii Uniunii Europene. Nu știu la ce exact se referă, dar știu în mod sigur că noi, ca și stat, nu suntem un subiect al relațiilor internaționale, ci suntem un obiect. Asupra noastră se fac acțiuni, da? Deci noi nu suntem un actant, nu suntem un actor propriu-zis. Și atunci noi nu putem avea pretenția unei severanități de pline, pentru că atunci când tu cei de pomană la toate, nu mai ai nici, nu ești în poziția în care să spui, domnule, dar noi avem niște interese. Eu nu știu dacă am spus până acum și repet încă o dată. Deci, eu vreau să scap de denumirea asta a Mișcării Populare Antimafie și nu pot scăpa. Pentru că proiectul nostru al grupului politic, a cărui lider sunt eu, noi avem o elaborare care se numește Republica Unirii. Noi avem un concept pentru ieșirea din această situație dezastruoasă. Și așa cum vă spuneam că acest stat stă pe doi piloni care sunt, cum să spun, un teren foarte nisipos, adică este un teren foarte mlăștinos, da, așa, o comparație de felul ăsta, sau o mlaștină și așa mai departe, și că așa nu putem merge nicăieri. Noi considerăm că noi avem nevoie de o altă republică pe care să o declarăm în teritoriile pe care le controlăm și această republică să realizeze în conformitate cu principiile de la Copenhaga o unire cu Uniunea Europeană. Dar nu putem exclude factorul extern de implicare în treburile de casă? Cum? Implicarea factorului extern. Nu, dar despre asta vorbeam, că factorul extern are dreptul în țara noastră să facă anumite lucruri fără să țină cont. Dar acest drept nu a trecut într-o obligație deja? Da, nu știu dacă a trecut într-o obligație. Eu spuneam de dreptul celui care îți dă de pomană să ceară ceva. Pentru că noi doar asta le spunem oamenilor în alegeri. Asta spun politicienilor. Ne vor da cu tare, ne vor da cu tare, ne vor da cu tare, că ne dau toți. Și Europa ne dă, și Rusia ne dă. Rusia nu ne dă bani, dar Rusia dă gaze pe gratis Transnistriei, ca Transnistria să ne dea curent electric de la Cuciurgan mai ieftin decât în toată lumea. Și cu toate parandărăturile, cu toate otcaturile, care, asta e termenul folosit aici, cu toate parandărăturile care stau între Cuciurgan și consumatorul de la Chișinău, energia asta electrică este oricum mai ieftină, că este făcut din gaz pe gaz. Da, și lucrul ăsta este noi mințim toată lumea că suntem independenți, că nu mai vrem cu rușii și în același timp vrem doar în CSI. Dar să fie foarte precis, domnule Mocanu. Eu asta mă strâng. Ca în zbor. Da, știm noi cum exact. În zbor dumneavoastră sunteți. Foarte iscusit. Așteptările oamenilor sunt pe măsură. Și cum ați comunicat mai devreme, cumva a fost votarea unei alternative la ceea ce deja apăsa asupra societății. Această schimbare de la sine, ce urmări va face, va aduce Republicii Moldova într-un context de 4 ani, într-un context de organizare, anume așa, revenind la acel calificativ care l-ați adus politicienilor, care astăzi fac politică. Când vorbim despre așteptările oamenilor, nu știu despre ce vorbim, pentru că când vorbim despre așteptările unui cetățean în parte... Care sunt așteptările dumneavoastră ca cetățean atunci? Eu nu sunt un simplu cetățean, din păcate sau din fericire. Cu atât mai mult, răspunsul va fi mult mai desfășurat. Exact, da. Eu nu sunt un simplu cetățean, din păcate sau din fericire. Eu sunt un om care, îmi permit să vă spun acum, fără a fi didactic sau a etala orgolii, eu sunt un om care trăiesc peste necesitățile unei bucătării, peste necesitățile stomacului și eu trăiesc o cauză și pentru cauza asta am ieșit la război, pentru cauza asta
trăiesc tot felul de lipsuri materiale, financiare, dacă vreți, pentru că eu cred că în viața asta trebuie să încerci să realizezi ceva, să te dumerești dacă nu reușești să realizezi ceva. Și din cauza asta vă zic că societatea asta, comunitatea asta de oameni nu are conștiință de sine. Această conștiință de sine o pot avea elitele, dacă le-am avea. Dacă am fi construit în acești ani, prin școală, prin educație, niște elite care să trăiască ceva mai mult decât ceea ce vă spune. O nouă clasă politică care stătea să vină și acum se află la guvernare, noi presupuneam doar că ei ar trebui să fie tot mai buni și mai buni. Au școli, presupuneam că trebuie să aibă școli bune. Probabil că au niște o cauză pentru care luptă. Probabil că în virtutea faptului că, așa cum zic, ei s-au școlit prin Europa, ar trebui să aibă și veteri de dreapta, de... Nu, au venit niște populiști, stângiști, care au adormit lumea asta cu lozinci călduțe, cu lozinci despre cum moldoveanul va sta pe sobă și se va da tot omor în gură și nu mai trebuie să facem nimic și așa mai departe. Și noi trăim în continuare cu o masă de oameni care consideră că toți trebuie să le dea, că noi nu mai avem de făcut nimic. Iar o anumită floare din asta trăiesc permanent cu ideea că mai iau de luat ceva din țara asta. Mai iau de luat ceva din toată lumea asta. De-aia vă spuneam, dacă fac o mică abatere de la politică, doar mă pregătesc să fiu politician. Doar sunt un politician în devenire. Eu sper că în 10-15 ani reușesc să ajung și la guvernare și să modific lucrurile în țara asta. Și așa cum vă spuneam, eu chestia asta o trăiesc oriunde, nu numai în politică. Că tot vorbeam acum despre bucătărie, despre pilot, despre... Eu sunt pilot la aeroclubul din Padul lui Vodă. Dom'le, am trăit acolo, la un moment dat, senzația că este altă societate decât cea în care trăiesc. De că ce? Vin oameni cu demnitate, că oamenii vin să-și trăiască visul ăsta pe care eu îl trăiam. Eu mergeam, o perioadă de timp am fost și președintele aeroclubului acolo, dar nu eram președinte în sensul de că șef pe acolo și nu știu ce. Eram unul care veneam și munceam. Veneau grupuri de oameni, le arătam, le povesteam despre viață. Eu știu foarte multe despre viață. Păi și politică ei vin ca să-și îndeplinească visul. Sigur, da. Și eu trăiam prietenos cu toată lumea, ca la un moment dat și primeam pe toți acolo. Este un teren a statului de 184 hectare de pământ care i-a dat pe gratis acestor oameni. Dezvoltați-vă visul. Chemați altă lume. Faceți ca visul ăsta să devină pentru toată lumea. Ei, nu. Ăștia au început că pentru noi sunt oameni care cred că lumea asta a fost făcută pentru ei. Și dacă ceva nu le aparține, ei se simt ofensați. Și au venit și acum mă confund și acolo, ca și în politică, cu un grup de oameni care vor să pună mâna pe toate chestia asta. Cu ce luptați acum? Știm bine expunerea. Până acum luptam cu... Era un termen foarte intens, uzitat în lexiconul nostru, dezoligarhizare. Nu, merg acolo acum... să dau și acolo o luptă prin care să iau terenul care îi aparține statului de la grupul ăsta mic de oameni care și-l transformă în oricina lor și să-l întorc înapoi societății. Nu, eu nu vreau nimic de la asta. Știi toată lumea că nu mi-a trebuit nimic. Îmi trebuie doar spațiu aerian în care putem încăpea toți dacă vrem să zburăm și să-l iau de mâna lor. Mai am dat o bătălie și în aviație. Deși nu vroiam să fac lucrul ăsta. Adică eu chiar îmi pun în vină mie că am răbdat prea mult chestia asta. Dar va trebui să dau bătălia și acolo. Așa ca și în politică. Adică v-am spus lucrul ăsta și din motivul că societatea, fie că vorbim de politicieni, pentru că foarte multă lume spune, ne-am politicieni ăștia. Nu sunt politicieni altfel decât toate. Prin toate societățile, prin toate grupurile mici, sunt aceleași patimi, ca și în politică. Adică da, ne-am dezoligarhizat, domnule Mocan. Nu ne-am dezoligarhizat. Deci eu nici nu am numit niciodată clanurile mafiote din Republica Moldova oligarhie. Dar le mai avem? Ar trebui să le fac onoare. Da, le mai avem sau atenția sigur era prea mult pe anumite persoane? Nu, sigur, noi avem clanuri mafiote în continuare. Dar eu asta spuneam, că i-au numit impropriu oligarhie. După oligarhie, se-i numește oligarhie pe ăștia, ar fi prea mult, ar fi să le faci complimente. Dar ce înseamnă un clan mafiot în politică? Un clan mafiot în... La zi, azi. Noi avem clan mafiot în procuratură, clan mafiot în justiție,
Avem un clan mai mic, dar mai agresiv în poliție, mă refer la rangurile superioare în poliție, clan mafiot. Avem clan mafiot în administrația publică, centrală și locală. Avem peste tot câte un clan. Și cine le alimentează atunci? Le alimentează. Dar parcă luptăm și promovăm sus și tare de la tribune, luptăm cu corupția. Nu, le alimentează lipsa noastră de școală, lipsa noastră de înțelegere a situației în care ne aflăm, le alimentează un trecut defectuos, în primul rând poate un trecut defectuos, și le alimentează în mare parte ecranul televizorului. Deci, noi, din păcate, n-am reușit în acești ani să lansăm o elită care să fie faruri călăuzitoare. Haideți să spun și eu acum mai pompos. Dar sunt despre așteptări, domnule Mocanu. Cum ajungem noi la un asemenea val de elită politică în ceea ce înseamnă competență? Pentru că probabil la asta v-ați referit. La competență. Nu mai la competență. Integritatea. Nu mai la competență. Nu numai la integritate m-am referit. M-am referit în primul rând la cultură, probabil. La ceea ce numim noi cultură în general. Dar integritatea nu presupune și cultura. Nu întotdeauna. Există și oameni foarte culți care nu sunt integri. Nici moralmente, nici spiritualmente. Păi există. Adică lumea asta e plină de tot ce vreți. Lumea asta e plină de tot ce vreți. Mai ales de lumea noastră. Mai ales lumea noastră care atunci când s-a dărâmat Imperiul Sovietic, i-au prins sub dărâmături. Și până acum nu mai ieșim. Adică noi trăim noi suntem încremeniți în proiect în sensul că noi deja avem, cred că, a doua sau a treia generație care din cauza lipsei de educație și lipsei de performanță trăiesc și policinei asta le dau. Eu vă dau un singur exemplu. Văd un sondaj, adică un interviu pe care îl face un jurnalist la țară și vorbește un om cam la vârsta de 40 de ani, în orice caz mai tânăr ca mine. Nu cred că a apucat perioada sovietică. Sau dacă a fost în perioada sovietică, era un copil. Și ascultați ce spune el. El spune, păi ce să vă spun eu, guvernanții ăștia nu au grijă de noi colhoznicii. Nu vă dați seama câtă dreptate are el. El n-a fost în colhoz niciodată. Dar colhozul e în el și îl poartă cu dânsul. Colhozul ăsta. I s-a transmis de la părinți. Că colhozul unde trebuie să ne dea președintele de colhoz, să fure el, dar să ne permită și nouă să furăm. În același timp, toată retorica asta, toată încremenirea asta în proiectul ăla învechit, s-a mai acoperit cu alte lucruri la fel de păguboase ca și astea. Că dacă așa a fost ne-au dat aia, acum dacă ne-au luat ca și cum europenii sub aripa roșie, fie bun să ne dea ăștia. Dar noi nu avem de făcut nimic. Spuneți despre cultură, domnule Mocanu, dar este direct complementar iarăși cu durerea și nevoia omului. Am asistat în perioada imediat apropiată la un manifest public a oamenilor care erau fost gata și au ieșit de bune în Piața Mare Adunării Naționale, unde și-au manifestat cultura civică de a-și spune durerea, de a-și consolida gândurile și forța într-o a detorna, detrona pe cineva. Acele mișcări civice au trecut în partide. Acele partide cumva au coalizat în timp. Acele partide în timp s-au fărmițat și acele partide cumva deja au devenit oponenți politici, care acum se iau de gură, să nu-i dau un alt termen. Atunci, unde în perioada aceasta se pierde această cultură? Pentru că această cultură, dacă am luat 30 de ani de independență și pe fiecare guvernare în parte, observăm că ne rezumăm la răfuieli interpersonale, în scopul cumva de a asigura anumite scheme despre care va vorbi guvernarea care vine. Unde am pierdut firul de a face politică logică? Revoltele populare niciodată n-au avut o logică anumită. Ele s-au desfășurat întotdeauna după un anumit scenariu, care ar fi fost în concepția lui Gustav Le Bon, în teoria maselor, modul în care se manifestă psihologia maselor. Deci
ele merg într-o logică lor, dar eu tot am fost la un moment dat emanația unor revolte populare. Mă refer acum la anii 90, când din stradă am ajuns în tranșee, din tranșee am ajuns pe un pat de spital, și pe urmă am ajuns să fiu ales în Parlament. Da? Dar acea revoltă populară care a fost atunci, eu mă gândeam că chiar pe urmă, când vor mai fi crize, vor veni alte revolte populare care vor avea un grad mai avansat de și va da policieni mai buni în față decât cei care au fost atunci. Păi lucrurile au mers din prost în mai prost. Cei ce a dat revolta populară din 2014-2015 este apocalipsă. Cei ce a scos din interiorul ei acea revoltă populară, a scos niște lideri zăluți, niște oameni zăpăciți, niște oameni care până la urmă au deturnat revolta aia populară spre interesele lor. Și eu chiar am comparat odată, am zis, domnule, cum au luat credite neperformante de la bănci, așa a fost un credit neperformant și speranța oamenilor care au crezut că liderii pe care îi scoate în față vor face altceva decât cei care au fost. De ce înseamnă un lider politic, domnule Mocan? Un lider politic este cel care reușește să ia oamenii după el. Un lider politic nu poate fi un om care devine populist imediat și le convine oamenilor. Un lider politic merge în fruntea oamenilor și ia după el. Dacă am avea norocul să apară la un moment dat un lider din ăsta, deci merg după ei. Același Winston Churchill. El a luat după el într-o acțiune de rezistență împotriva unui regim nazist, a luat după el nu numai Marea Britanie, nu numai tot Imperiul Britanic, ci a luat după el și Statele Unite ale Americii, care erau într-o poziție de frondă față de Imperiul Britanic. Detestau tot ceea ce era Imperiul și nu știu ce. Deci Churchill a avut un discurs public care s-a transmis la radio-ul din Statele Unite ale Americii și nu doar ceea ce s-a întâmplat americanilor la Pearl Harbor a fost motivul pentru care ei s-au ridicat la luptă. Dar acel discurs al lui Winston Churchill a ridicat după el atâta lume, tot Occidentul a ridicat după el să meargă și să reziste în fața lui Hitler, când alții deja lăsau să mângă în jos și considerau că, bă, asta e soarta noastră și așa mai departe. Deci eu despre asemenea lideri politici vorbesc. Deci noi nu avem oameni vizionari. Și când spun despre chestia asta, nu mă refer la îmbrăligătura asta de zis țară, cum este Republica Moldova. Că mie îmi vine greu să pronunț Republica Moldova. Dar Republica Moldova a avut lideri până acum? Nu, din păcate, nu. Dar dumneavoastră vă găsiți, identificați ca un lider politic? M-ați prins pe picior greșit acum. Eu nu o să vă răspund la întrebarea asta. Pentru că eu nu știu răspunsul la întrebarea asta. Cum producem atunci lideri politici? Eu nu știu răspunsul la întrebarea asta. Răspunsul la întrebarea asta o să-l dea efortul meu de o viață. Și o anumită conjunctură care poate să întâmple sau poate să nu se întâmple. Ceea ce știu eu despre mine este că eu întotdeauna, adică nu m-am mulat pe dispoziția celor care erau în jurul meu. Niciodată nu m-am mulat pe dispoziția lor. Băi, hai să mă mulesc pe dispoziția lor, poate ei mă scot în față și eu îi duc undeva. Eu, dacă am putut să iau după mine, i-am luat după mine. Dacă n-am putut să iau pe acești oameni după mine, mai bine n-am mers nicăieri. Pentru că este foarte păgubos ceea ce fac actuale. Dom'le, strigă în gura mare și îi cheamă pe oameni nu știu unde, după care oamenii trăiesc dintr-o emoție de asta rudimentară, de îndrăgostire pentru politicieni, trăiesc imediat o dezamăgire. Noastră, vedeți ce se întâmplă acum? Noi suntem într-o situație de depresie colectivă. Pentru că ăștia, când alegeau alternativa, și-au pus toate speranțele într-o icoană, cum ar fi Maia Sandu. Ca să se pomenească cu o persoană sociopată, care ei o consideră lider, dar ea n-are cum să fie lider, pentru că nu are niciun program, nu are nicio idee expusă clar ce facem,
Pentru că, cum vă spuneam, integrarea europeană pentru Republica Moldova seamănă mai mult cu lozinca scopul nostru este comunismul. Societate ideală, o poveste în care trebuiau să creadă toți. Așa este acum, scopul nostru este integrarea europeană. Deși lumea din jurul nostru știe foarte exact. Dar să facem, că, nu mă supăr, dar simplu vreau să fac o legătură și cu capitalismul speculativ, vorbind despre comunism. Nu putem numi capitalist speculativ comunismul. Nu comunismul. Menajul organizării la zi a politicii în ce se transformă. Nu comunismul. E o delimitare clară. Comunismul e comunism, capitalismul e capitalism. Lucru cert. Dar ceea ce se încearcă a face, conștient ori inconștient, nu trece deja spre zona de acest capitalism. Nu, eu nu văd capitalism. Eu sunt un capitalist convins. Eu sunt un pro-capitalist convins. Atunci nu sunt capitalist în sensul că eu dețin capitalul. Eu nu dețin capitalul. Dar nu vorbim despre dumneavoastră. Deci nu. Eu vă zic că m-ați întrebat pe mine. Deci eu sunt un pro-capitalist convins, dar societatea în care trăiesc eu nu este o societate nici capitalistă, nici pro-capitalistă. Deci noi trăim într-o societate socialistă care tinde spre un... Mă spuneți ca globaliștilor? Nu mă bag chiar până acolo, pentru că e un teren minat chestia asta. E un teren chestia asta minat și ajungem să... Că aici circulă tot felul de chimere, de tot felul. Eu nu sunt în sensul ideologiei, deci există mai multe, dacă tot asta atins subiectul ăsta, există mai multe religii seculare. Una din ele este globalismul. Dacă luăm globalismul ca și fenomen, este un fenomen absolut firesc și el decurge de foarte mult timp. Iar perioada post-napoleană, după descoperirea Americii, după Columb, post-columbian, societatea post-columbiană este într-un proces rapid de globalizare. Nu vorbim despre globalizarea propriu-zis, care e un proces firesc. Vorbim despre ideologia globalizării sau ideologia ăsta de stânga, cum sunt ele neomarxiste. Dar asta e un alt domeniu care nu avem nici timp și nici... Și legat de comunități, exact. Noi vorbim acum despre o situație extrem de concretă, despre o societate în care ne aflăm noi, care a pășit din comunism a încercat să pășească în capitalism. Avem oameni care s-au capitalizat, dar nu sunt capitaliști. Pentru că nu poți să-l numești capitalist pe un om bogat, numai pentru faptul că e bogat. Capitalistul se află în mrejele determinismului economic. Ori determinismul economic este un mecanism social care pune inițiativa privată într-o asemenea condiție, încât orice criză este pur și simplu depășită de această inițiativă privată. Și adevăratul capitalist trăiește cu ideea investirii și reinvestirii în fiecare zi. Deci noi avem tot felul de chimere pe aici. Dom'le, dar țara asta cum adică e săracă dacă avem atâtea mașini scumpe și atâtea palate? Păi tocmai asta vorbește despre o țară mafiotă, despre o țară înmlăștinită în ceea ce lumea crede că ar fi capitalism. Capitalismul nu este lux. Capitalismul e muncă de dimineață până seară. Eu am văzut. Sigur, deci capitalistul nu are ideea îmbogățirii cu orice preț. Și îmbogățirea pentru el nu este lux. Îmbogățirea pentru el este un permanent proces de investire și reinvestire a capitalurilor și dezvoltării. Dar, pardon de întrebare, domnule Mucanu, dar în Republica Moldova, poate este și cu... este de ironie, politica se capitalizează? Nu știu. Deci, eu făceam o glumă, dar te zic, cum moldovenii ăștia noștri au ales o fată din risipeni și credeau că o să aibă gaze și tot ceea ce le trebuie, dacă e din risipeni. E o glumă, desigur. Deci, în politică e o risipă fără noimă și fără minte, ca și în așa zisul capitalism moldovenesc. Deci, pentru că, dacă revin la relațiile noastre de zi cu zi,
Eu îi detest pe noi îmbogățiți. Eu cunosc foarte puțini oameni, cunosc oameni, sunt oameni și îi apreciez pe oamenii care de dimineață până în seară muncesc și se gândesc cum să-și reinvestească capitalurile. Dar ei sunt puțini. Cunosc. Și de obicei oamenii ăștia nu sunt oameni bogați. Și îi detest pe toți, caut un cuvânt mai rotund acum, pe toți parveniții ăștia, pe toți golanii ăștia împroprietăriți, că despre aștia vă vorbeam și când vorbeam de aeroclub. Că aviația, revin iarăși aici, aviația e o zonă atât de visătoare, atât de frumoasă, atât de înălțătoare, nu numai în sensul zborului la înălțime, dar și în sensul trăirii sufletește a omului. Că încât a fost acum ocupată de golanii ăștia împroprietăriți. Pentru care totul e la mica înțelegere, la buricul lui, la deiștul lui mic și tot așa. Și asta e peste tot. Asta e peste tot. Să trecem la aspecte mai concrete în ceea ce se întâmplă în politica Republicii Moldova, revenind la faptul că suntem la final de an. Teoria spune că o guvernare constructivă devine a fi când este și o opoziție constructivă. Cum dumneavoastră priviți, în primul rând, cadrul opoziției extraparlamentare la ziua de azi? Haideți să mai încerc să mai demolez un mit și eu, că asta vă e în context. E în contextul lui Boia care demolează mituri. Eu nu știu ce înseamnă opoziție constructivă. Opoziția la noi trebuie să fie destructivă. În sensul că trebuie să distrugă cei ce construiesc prost guvernanții. Ori guvernanții la noi de la un capăt la altul, întotdeauna au construit prost. Și eu de asta mă ocup. Eu nu sunt opoziție constructivă. Eu sunt o opoziție destructivă și declar lucrul ăsta. Iar când vorbesc destructivă, ca să fiu înțeles, nu mă refer la construcția socială, la construcția economică, mă refer la construcțiile speculative pe care le face orice guvernare populistă. Cum poți să fii în opoziție constructivă în raport cu o guvernare populistă până la greață. Nu ai cum să fii constructiv. Trebuie să fii destructiv și să distrugi până la mădulare totul din ceea ce construiesc ei prost. De aia spun că lucrurile trebuie spuse pe față, spuse direct. Lucrurile trebuie bătute și combătute și ceea ce spun eu este doar un punct de vedere subiectiv. Eu sunt sigur că există multe lucruri care, din punctul de vedere al altcuiva, arată altfel. Și eu aș fi de acord ca dezbaterile publice să aibă loc în sensul în care vorbesc eu. Eu aș fi bucuros, dincolo de dumneavoastră, să stea un oponent al meu și să dezbatem că să nu ne puteți despărți. Și din asta să iasă un adevăr. Dar eu asta nu pot întâlni în presa de la noi. Oamenii fug de discuții, oamenii își ascund ochii, oamenii își ascund cuvintele și tot așa. Ca să încheie aici, noi avem nevoie de distrugere a construcțiilor greșite. Și ce face astăzi opoziția? Opoziția extraparlamentară. Semnalele pe care le aduc. Cât de suficient? Eu fac exact ce vă spun aici. Eu mă ocup de destructurare. Vă întreb de mediu, de fapt, extraparlamentar, exact. De opoziție, pentru că acolo pot fi probabil aliați. Eu fac exact ce vă spun că fac aici. Eu am o emisiune pe YouTube unde stau în regim de așteptare și dumiresc câtă lume pot. Am vreo 10.000 de oameni care privesc permanent această emisiune. Mă strădui să lărgesc cât pot publicul și vă mulțumesc și dumneavoastră că m-ați invitat, ca să lărgesc cât mai mult oamenii care ar trăi cu discernământ. Nu care ar deveni adepții mei propriu-zis și ar raporta cum raportează în fața ăstora ca în fața unei icoane, ci oameni care gândesc cu mintea lor idei pe care le deduc doar din metoda mea de a fi destructiv. Nu fac ca mine, dar nu fac ceea ce le spun eu propriu-zis, dar fac cu mintea lor, având discernământ și gândind lucruri. Noastră nu vedeți că noi avem papagal peste papagal în politica asta? Nu vedeți că avem păuni peste păuni? În viață noi spunem, păunul e pasăre frumoasă, dar nu poate zbura. Cam asta e politica de la noi.
Dumneavoastră urmăriți și monitorizați îndeaproape procesele politice, mai ales că ați făcut și trimiterea la produsul media care este la îndemâna societății, cetățeanului. Am asistat odată cu schimbarea puterii și la acea activitate, la acea perioadă mult așteptată de unii, așa, pentru că este loc de interpretare, mă refer la cele primul 100 de zile activității. Până atunci am asistat la prezentarea unui plan de acțiuni pe o perioadă X, apoi raportul de 100 de zile. Am ajuns la final de an. Care ar fi punctual acele momente pe care dumneavoastră le-ați aduce ca raport cetățeanului? Pe lângă ceea ce s-a adus în număr X de documente, noi am realizat. Dacă putem vorbi despre realizări în cazul ăsta. Sfârșitul de an este doar o convenție a noastră frumoasă, de sărbătoare și de obicei, acum în ajun de sărbătorile de iarnă, oamenii își spun cuvinte frumoase și noi să le spunem la fel. La final, să mai desfășurăm puțin. Da, mai, ok. Dar eu ne măsor pașii cu oamenii care se dumeresc. Eu nu măsor faptele politice cu în kilograme, în kilometri, în viteze și așa mai departe. Eu indicii politici îi măsor cu măsurătoarea mea subiectivă și eu cred că în momentul în care noi o să avem o masă critică de oameni dumeriți care vor înțelege exact unde ne aflăm, în momentul acela noi putem realiza orice. Dar chestia asta, oamenii ăștia actiați, dom'le, dar haideți acum să facem ceva. Și facem întotdeauna prost. Întotdeauna facem prost. Așa cum s-a întâmplat și cu alegerile astea. Eu sunt consternat la ora actuală cum anul ăsta noi am pășit dintr-un dezastru în alt dezastru. Și eu vedeam chestia asta că mergem spre dezastru. A greșit cetățeanul sau a greșit cel care s-a promovat asumându-și anumite angajamente? Într-un mod ori altul. E greu să vă spun. E greu să vă răspund la întrebarea asta. De obicei, politicienii le dau, deci ei pun toți cetățenii ăștia într-o masă amorfă și spun, domnule, cetățenii au dreptate întotdeauna. Nu e adevărat că cetățenii au dreptate întotdeauna. Pentru că nu pot avea dreptate cetățenii care votează pentru partidul lui Șor. N-au cum să aibă dreptate. Oricât de mulți ar fi. Pentru că Șor e un hoț, Tauber e tot hoață, la fel cum nu au dreptate cetățenii, alți cetățeni care consideră că Tauber trebuia scoasă din campanie electorală pentru că e hoață. Înțelegeți ce vă spun? Deci, faci un nebun, fură un nebun și banii ăștia îi capitalizează în voturi, iar lumea a fost rătăcită atât de mult încât votează pentru hoți și vin alți nebuni care forțează statul de drept și spun... Bă, asta a furat. Nu că oamenii aia n-au avut dreptate. Oamenii ce n-au avut dreptate și noi trebuie să-i convingem că n-au avut dreptate. Dar nu le putem anula votul. Că asta fac ăștia, ca și ceilalți. Deci, ca să fiu înțeles, nu poți, aplicând aceleași metode, să speri la alt rezultat. Deci, în momentul în care actuala guvernare, în numele unui ideal european, face la fel ca și Dodon și Plahotniuc, la fel, își subordonează la fel justiția. Își subordonează la fel administrația. Aleargă la Bruxelles și roagă indulgență și bani, la fel ca și aia. Deci cei care se uită din afară spun dumneavoastră toți pe o față. Nu că nu mai fac diferență între bărbați și femei. Și atunci cine sunt rătăciții? Oamenii sau totuși cadrul politic? Păi, politicienii apar din societatea asta. Da, dar societatea și omul iese la vot cu speranță că cumva ar putea, la caz, fi altfel și... Liviu, degeaba ați încercat să mă ajutați să le dau dreptate cumva... Nu, dar cu asta cetățenii au ieșit la ultimul exercițiu electoral. Că poate. Deja nu putem tolera. Eu înțeleg, dar ar trebui să trecem într-un domeniu un pic mai filosofic ca să vă explic ce se întâmplă cu această psihologie sau psihoză colectivă defectuoasă. Deci noi
avem nevoie, așa cum vă spun, eu încă sper, eu sunt un polițian romantic, eu vin dintr-o generație romantică și romantismul nu este obligatoriu păgubos în fața, cum spun ăstea, materialiști sau nu știu ce mai sunt. Un polițian romantic care știu că în istorie s-au întâmplat cazuri chiar mai disperate decât ale noastre, ale cetățenilor care trăiesc aici și tot au apărut la un moment dat lideri care au schimbat paradigma. Eu încă sper într-o schimbare de paradigmă. Eu înțeleg că în această paradigmă, în această conjunctură în care ne aflăm, orice am face e greșit. Noi avem nevoie de o schimbare de paradigmă. Și asta o să zic, ea e iute, se face cu paste, cu, nu mai spun rețeta, că e secretă, dar e foarte gustoasă. O să vă fac o dată. Mă consider păi familia... Și nu mă consider curajos, politic curajos. Exact. Și ne-ați răspuns pe final de emisiune. Da, păi nu, că am tras-o până la final ca să vă spun chestia asta. Deci, eu mă consider un lider curajos. Și nici nu cred măcar că sunt în lipsă de modestie acum. Eu s-ar putea ca niciodată să nu mă ajut să o dăm în spate? Vreau. Pentru că eu nu am tendință să le spun oamenilor lucruri care le place. Eu am să mă comport în continuare ca un chirurg. Dar le spun de fapt ce își consideră că este adevărat. Dar pentru decor nu face probleme. Oamenii fac rău dacă le spun în continuare cuvinte dulci și le spun cuvinte pe placul lor. Pentru că am și din aia care îmi dau gheț și spun măcar nu, dar n-ar fi bine cumva să găsiți și dumneavoastră niște dregături de imagine, să ieșiți și dumneavoastră cu niște populisme, să mai zâmbiți un pic, să mai mergeți cum mergea Filat, să-i bateți pe umăr, pe oamenii ăștia, să spun, mai faci moșule, cum mai merge cu baba acolo? Dar mă dale mătușică, ce mai faci? Un soi de populism de ăsta, târător, nu știu cum să-i spun. Nu, eu prefer să le spun oamenilor adevărul, să le spun că, domnule, avem de trecut o perioadă foarte grea. Asta nu înseamnă că eu nu sunt, nu compătimesc și nu trăiesc cu empatie faptul că avem oameni ieșuați economic, în greutăți materiale foarte mari și așa mai departe, dar chiar eu sunt cel care am înfruntat de atâtea ori greutățile astea materiale și lupt în continuare și îndemn și pe alții și încerc să iau după mine ca să... Dar fără efort nu facem nimic. Eu știu sigur că fără efort nu facem nimic. Fără un efort cât de mic. Cât de mic. Iar ce fac eu acum, pe final am să vă dau un exemplu. Ardeau păduri. Și toate păsările fugeau de foc. Nu o păsărică mică cu o picătură de apă în plisc zbura peste foc. Ce faci nebunul? Zice, bă, să știu că mi-am adus contribuția. Să știu, eu păsărica aia care am o... Deci chiar fără șanse. Am picătura aia în ciuc să știu că mi-am făcut datorie. Și dacă o făceați toți, datoria probabil fi incendiu era... Exact. Exact. Pentru că, da, ne apropiem de final. Aceste eforturi care se fac la zi, cât de mult influențează politica de vecinătate Republicii Moldova? Iarăși, cu vecinătatea e o chestie... Noi avem doi vecini care, deci, noi avem... Eu am un sentiment de jenă pentru vecinul nostru de la răsărit, Ucraina, care la ora actuală stă în fața unui pericol iminent de a rezista într-un război cu Rusia. Eu îmi dau seama ce înseamnă asta și în 2014 am fost, cred că, cel mai pro-ucrainean și rămân până acum cetățean al Republicii Moldova, care am strigat la unioniștii de aici care considerau că românii din Bucovina nu trebuie să lupte pentru interesul ucrainean și tot așa că vor să-i omoare pe toți românii din Ucraina cu războiul ăsta. Și eu cred că noi stăm, bine mersi, acum în spatele unei țări care are să reziste unei invazii. Asta în ce aici ține de vecinul de la răsărit. Ori ce aici considerăm noi vecin România, vreau să dispară România ca vecin. Vreau să devenim chiar noi România. Iar vecinul nostru să fie mai departe acolo. Deci vreau să dispară România ca vecin pentru noi. își se renaștem prin ea într-o țară europeană și modernă, fără chimerele trecutului, fără formațiuni din astea talibanice, cum apar și pe în România și pe aici, cu naționalisme din astea aur și nu știu ce, cu ăștia care luptă cu chimerele, știu eu, vaccinării,
controlului prin antene 5G și tot așa, adică e plină țara asta de chinezi. Și atunci ce înseamnă independență, suveranitate și neutralitate? Independența, suveranitatea, neutralitatea, statul, dacă vreți, sunt instrumente prin care ne putem realiza cauza. Deci ele nu sunt fetișuri și nu trebuie să devină fetișuri. Noi detest și îmi repugnă patrioții de moment care se bat cu cărămida în piept cât de mari patrioți ai statului Republica Moldova sunt ei. Eu am luptat cu arma în mână, sunt cavalera Ordenului Ștefan cel Mare și spun foarte rar lucrul ăsta, o spun doar în context, dar o spun pentru ca să înțelegeți că eu chiar am luptat, am fost scos pe targă de pe câmpul de luptă și nu mă consider patriot. Nu mă consider patriot al Republicii Moldova, pentru că nu pentru Republica Moldova luptam. Eu știam încă de pe atunci că ăsta este un fetiș, statul și toate instituțiile lui. Sunt fetișuri și sunt doar instrumente cu care putem să nu pot deveni scopul pentru care noi ne trăim viața. Și competența actuală de care dispunem face să reușim în menținerea relațiilor externe Republica Moldova, de la vecini și mai sus. Da, numai că noi trebuie să schimbăm radical raportul nostru în relațiile externe. Dar noi ce înseamnă atunci rezolvarea problemei gazului în raport cu dialogurile care au fost purtate cu omologi externi de către autoritatea de la noi? Noi suntem auta în problema asta. Deci noi am trișat, deci guvernanții de aici au trișat într-un hal fără de hal. Au mințit lumea asta că, odată au mințit-o că vor rezista în fața expansiunii economice a Rusiei, că căutăm surse alternative, după care au îngropat țeava de gazoduct românesc pentru încă 5 ani, cel puțin 5 ani înainte, și iau în continuare, nici nu mă refer la gaze, mă refer la curent electric, iau curent electric din Transnistria, produs din gazele pe gratis pe care le dă Rusia. Și ne facem toți că nu știm nimic. Că noi luăm chipurile gaze și energie din Rusia pe care o plătim. Noi nu plătim energie, plătim o parte. Și o plătim în condiții umilitoare. Dar dacă atare, stăm călduți și ne știți că a spus pe ceapă nimic, noi luăm energie electrică provenită din gazele pe gratis care vin în Transnistria. Și în sensul ăsta suntem o bucățică de Transnistria. Gaz, electricitate, petrol, prețuri în vari. Le-am luat punctual pentru că deja cumva prea mult se vorbește, dar lucrurile undeva iarăși rămân neschimbate. Iată despre aceste chestiuni, cine se face vinovat și care este alternativa? Pentru că lobăm, promovăm niște mesaje, deci avem și niște soluții, probabil. Alternativa nu-i. La moment, îmi pare rău să vă spun lucruri apocaliptice la sfârșit de an, dar alternativa nu-i, pentru că alternativa a fost votată. La moment, alternativa politică nu există. Eu nu mă pot acum... Eu v-am spus niște idei și cred că mulți dintre cei care ne ascultă le consideră valabile, dar nu mă declar la alternativă, pentru că ca să fie o alternativă politică, trebuie să întâmple niște lucruri, trebuie să ai sprijin popular și așa mai departe. Ori eu nici măcar nu fac nimic pentru sprijinul ăsta acum. Deci alternativă nu-i, pentru că alternativa e la guvernare. Iar socialiștii în orice caz nu sunt o alternativă. Dodon și toți socialiștii lor, ei au fost fugăriți de la guvernare pentru că nu mai era o opțiune. Deci asta înseamnă consolidarea partidelor? Asta înseamnă, asta înseamnă criză. Asta înseamnă dar criză asta trebuie? Această criză este necesară. Asta înseamnă o criză politică de proporții. Acum avem cea mai mare criză politică. Criză economică, criză politică, criză pandemică. Criză identitară, nu avem. Criză identitară am avut-o întotdeauna. Deci, criză politică, suntem în criză politică profundă acum. De ce? Pentru că până la venirea la guvernare a acestei catastrofe, până la, cum spun eu, până a face un pas cu trei litere, cu trei majuscule, da? Până a face un pas în hău, cu Maia Sandu, deci noi atunci aveam o alternativă. Acum suntem în criză politică profundă pentru că nu mai avem alternativă. Pentru că alternativa deja a fost votată, alternativa se află la guvernare și ieșire din situație nu în continuare. De aia eu spun lucrul ăsta, înțeleg că oamenii vor avea stări de anxietate, dar nu trebuie să ne temem, pentru că
din crize se nasc marile idei și marile opțiuni. Și pentru că suntem și la final de emisiune și la final de an, domnule Mucanu, îmi recomunic mesajul inițial. Vă mulțumesc că ați trecut pe la noi. Pe final chiar zic să veniți și cu un mesaj față de oamenii care cred în dumneavoastră, care vă respectă, care merg după dumneavoastră. Un mesaj, de ce nu, pentru cetățeni. Da. În asociere, mai ales că aveți pe fundal și bradul. Estimați privitori, o să încerc să-l combat pe Liviu acum, să nu credeți în mine niciodată, că sunt și eu om și chiar dacă cred eu că am mers copacel prin viața asta și nu m-am frânt niciodată, niciodată nu știu ce se poate întâmpla. Nu credeți în mine, credeți în ceea ce vă spun eu, pentru că ceea ce vă spun eu este rezultatul studiilor pe care le-am făcut, exercițiilor pe care le-am făcut, situațiilor prin care m-am perindat eu în viața asta. Și eu vă doresc un final de an fericit. Vă rog să nu pierdeți niciodată speranța și să nu uitați, asta o spun întotdeauna, nu în premieră astăzi, dar o spun încă o dată, să nu uitați că nu este adevărat că speranța moare ultima. După ce moare speranța, mai rămâne simțul umorului și acolo unde vi se pare că nu mai există nicio ieșire din situație, tratați cu umor chestia asta, pentru că cei ce numim noi diavol, nu se teme de nimic altceva pe lumea asta, prințul acestei lumi. Nu se teme de nimic altceva decât de umor și sarcasm. Tratați cu sarcasm cele mai serioase lucruri care vi se par dumneavoastră că răstoarnă lumea. Vă doresc o seară fericită. Liviu, vă doresc ca în viitorul an să aveți invitați pe potrivă, să vă meargă proiectul înainte și anul viitor să fie mai bun pentru noi toți. Vă mulțumesc foarte frumos, domnule Mucanu. Eu zic, de fapt, să credeți în voi și ulterior să vă apreciați cadrul vostru de decizie. Fiind în perioada sărbătorilor de Crăciun și asociat un bocal de vin în mână, cu un prilej de a ciocni, domnule Mucanu, păi să ciocniți doar pentru o minte lucidă și un viitor prosper. Da, mulțumesc! La mai mult și la mai mare!